Bună ziua, dragele mele! Sunt Cristiana Stancovici și evoluez în spațiu virtual ca și creatoare handmade, atât de bijuterii cât și de lucruri croșetate, tricotate și chiar și obiecte decorative. Astăzi vă voi face un unboxing în care vă voi... De fapt, mă voi ajuta de acest prilej să vă mai povestesc câteva lucruri și despre activitatea mea ca și creator de bijuterii. În urmă cu 14 ani, vreau să vă spun că am început să lucrez primele coliere din mărgele de nisip. Pentru cele care nu cunosc ce sunt acelea, este vorba de bijuteriile, de mărgeluțele acelea de 2 mm. Cu ajutorul cărora se pot face și broderii, de exemplu, pe I. La început, când eram novice, Facebook-ul era mai pe la început, așa, eram și cam temătoare în ceea ce privește orice activitate din asta IT-istă. Mă speria orice înseamnă tehnică, nici acum nu sunt prea evoluată din punctul ăsta de vedere, dar în momentul de față sunt deschisă în a mă dezvolta. Și pe atunci eram curioasă să găsesc informații, să găsesc cărți, să găsesc modele, tâcă-tâcă. Și uite așa, din loc în loc, am nimerit pe forumul Clubul Designerilor de Bijuterii. Și acolo comunitatea nu era ca în Facebook, largă, aproape nelimitată, dacă stăm să luăm în calcul sutele de grupuri, unde apar mii de membri. Era vreo, ce, până în 50 erau multe în forum, dar mi-a atras atenția, sau poate eu am atras atenția unei doamne extraordinară care se numește Ana Zaporojan, și despre care pot să vă spun că este inima, este sufletul, ceea ce înseamnă arta cu mărgele. Încet, încet, cum spunea și dumneavoastră, în tehnica pașilor mărunți, în decurs de 14 ani de zile, noi am ridicat arta asta a bijuteriei handmade la rang de artă. Și paralel cu acest lucru, noi ne-am luptat să facem cunoscută această îndelenicire și respectată, și cu ocazia asta noi am, ca să, nu știu cum să mă exprim așa, ca să nu par nici exagerată și nici neînsemnată, ne-am ocupat de de a cultiva, în a cultiva acest curent în rândul privitorilor, ca să mă exprim așa. Cu ocazia asta noi am inițiat spectatorii chiar în ceea ce privește această artă, pentru că mulți se uitau, se uimeau, dar cum ai făcut, dar cum ai dres, dar ce e aia, dar cum e aia. Dumnezeu a spus așa la un moment dat, o să vedeți că o să ajungeți să fiți respectate. Da, este adevărat. Și cum am început noi să devenim
respectate și apreciate, luându-le la întrecere noi între noi, care face mai frumoase, care face mai elaborate și mai complicate modele. Și uite așa, cu priceperea dumneaei, a reușit să strângă aproape din toată lumea persoane care se ocupă cu acest lucru. Am ajuns chiar să ne cunoaștem între noi, să vorbim între noi din țări diferite. Mai mult decât atât, cum vă povesteam, dânsa în acel forum de început organiza concursuri pe diverse teme. Și uite așa, din concurs în concurs am evoluat, am ajuns să ținem și evenimente, festivaluri chiar în acest sens. Nu mai departe la Timișoara, unde povestea a început în 2013 și apoi mai timid, dar cu pricepere în București, în Piatra Neamț, în Oradea și în viitor, în anul viitor, sperăm să reușim să facem și la Caracal, unde locuiesc eu. Și ca să nu mai lungesc vorba și bulba, îmi cer scuze, am foarte mari emoții, nu sunt învățată să vorbesc în fața atuturor oameni, pentru că acest clip îl voi încărca, bineînțeles, pe YouTube. Și mă adresez chiar dumneavoastră, celor de pe YouTube care mă urmăriți și pe care vă respect. Încă o dată îmi cer scuze pentru stângăcie, dar sper ca pe viitor să mă obișnuiesc, să-mi las emoțiile deoparte. Eventual să-mi fac și o schemă, un speech dinainte, pentru că în momentul de față eu vorbesc liber, nu mi-am făcut temele înainte de a mă apuca de... Și chiar, de fapt, nu știu, că și chiar dacă mi le-aș face, tot nu m-aș ține și aș vorbi din nou liber. În fine, deci încep să desfac plicul. Este proaspăt. Acest plic este ceul de la care va începe un nou challenge pentru mine. Și tematica acestui nou challenge are ca temă transformarea și reciclarea. Înăuntru se află piese, mărgele de la magazinul La Superba din Oradea. Cele care sunteți în zonă, vă invit să-l vizitați, care este în colaborare cu noi, mărgelesele de pe Facebook și chiar și de pe YouTube. Acest magazin a oferit nouă, celor care ne-am înscris în acest challenge, câteva mărgele din care noi să transformăm, să creăm ceva cu amprenta noastră personală. Ceea ce am uitat să vă spun este că aceste întreceri mai nou nu se mai țin în Clubul Designerilor de Bijuterii de pe forum, ci în spațiul facebookian, ca să zic așa, în grupul Loja Pasionaților de Mărgele, în Școala Primară de Mărgelii, grupuri care au fost inițiate de către această minunată doamnă. Bineînțeles, ajutată de noi, cele care... unele dintre noi suntem mai libere și reușim să o ajutăm în administrarea acestor grupuri. Deci, let's go! Începem operația.
clipului, care este foarte bine, a fost simplat într-o mare. Vai, și are și o aluminură aici, sau nu știu cum se numește acest model. Să vedem ce avem aici, din care va trebui să operez eu ceva. Foarte frumoase, se pare că voi lucra cu lemn. Da, în aceste mărgeluțe eu voi aplica amprenta mea. Ce frumoase sunt! Astea sunt, cred că din Fimo realizate, da. Eu cu mărgele din Fimo nu am lucrat niciodată, adică nu am modelat Fimo până acum, nici nu am pipăit chiar. Da, e foarte plăcut cu Fimo, e moale, e, mai bine zis, nu e moale, e elastic. Zboară! Da, de aici va trebui eu să mă stabilez și să creez tematica. Ia uite asta ce frumoasă e! Zici că e de argint. E foarte ușoară și foarte de efect. Astea cred că sunt niște agate. Foarte frumoase, frumos, frumos, frumos. Vai, ce mă stârnește. Mă stârnește efectiv. Foarte mult acril. Uite și SIDEF. Da, asta e chiar foarte frumos, frumos, frumos. În instrucțiunile challenge-ului este stipulat că putem să ne alegem de aici ceva, poate chiar și o mărgică, poate mai multe sau așa, din care noi putem să lucrăm. Da. Ia uite-le și astea. Astea sunt mil flori. Foarte frumoase. Ce-mi place ideea, de aici poți să pornești bun, să zicem că nu-ți place asta. Nu o faci, dar te inspiri. Ca și formă, ca și idee, pleci de la ea și... Eu am un concept, cred că v-am mai spus. În lumea asta nimic nu se pierde, totul se transformă. Ce vedem noi aici, în această grămăjoară, este decât voia acestor mărgeluțe. Ele singure cer cum să fie asamblate.
și vom vedea pe viitor. Sper să reușesc să fac un serial în sensul acesta, cu ideea la care mă voi stabili când voi începe lucrul. Este pentru prima dată când primesc un challenge de genul ăsta și nu în ceea ce privește reciclarea, ci în ceea ce privește lucru cu mărgele de acril. Până acum eu nu am lucrat mărgele de acril. Eu am preferat sticla, semiprețioasele și hârtia. Eu am lucrat foarte mult în mărgele de hârtie, acelea în stil african, cărora li se spune paper beads. Ălea pe mine m-au fascinat, cu care chiar am realizat și o colecție, cu care am participat la festivalul de bijuterie din Timișoara în anul 2014. Și trebuie să mărturisesc că spre, hai să zic, tristețea mea, eu de atunci nu am mai reușit să mai lucrez o altă colecție și nu pentru că am stat, ci pentru că am lucrat din greu pentru alte lucruri și provocări, ca să zic așa. Și tot timpul spuneam, a, nu e urgență să fac o nouă colecție, nu e urgență, nu e urgență. Urgențele, tot ceea ce este prioritar la momentul respectiv, eu așa am procedat. Dar în ultima vreme am o colecție în momentul de față, la, ca să mă exprim așa, la secret, pe care o voi arăta la momentul potrivit, colecție cu care mi-am înnebunit prietenele spunându-le: eu am un proiect, eu am un proiect, lucrez la un proiect. Ei bine, proiectul s-a născut, există, acum așteaptă momentul să vadă luminile rampei. Da, și acestea fiind spuse, vă las să admirați această comoară, da, comoara piraților. De câte ori văd mărgele la un loc așa random, nu-mi vine în minte decât o ladă mare plină perle și cu tot felul, într-o peșteră cu ape. Vai, ce frumos visez. Vă las și pe curând ne auzim și sper eu la cât de curând la episodul 2 în ceea ce privește proiectul cu reciclarea materialelor. Ba, ba! Da, întrucât în prima parte a filmării am vorbit foarte mult și am arătat mai puțin, mi-am permis să fac o apariție în care să vă arăt comoara mai aproape. Sunt foarte bucuroasă, foarte nerăbdătoare să văd ce culori voi stabili, ce model voi face. Repet, o să revin cu planul de bătaie în curând, după ce mă voi hotărâ la ce anume voi face.